Deloc surprinzătorul, UDMR a câștigat în orașul Cehusilvaniei Silvaniei la o prezență la vot de 42,25%. În orașul Cehusilvaniei, Silvaniei, dintre cei 6.459 de alegători înscriși pe listele permanente, s-au prezentat la vot 2.729 de persoane, reprezentând un procent de 42,25 din total. Cea mai bună prezență la vot s-a înregistrat la secția numărul 45 din Nadiș, 57,14% și la secția numărul 43 din Horoatu Cehului, 52,35%. În vreme ce în secția numărul 44 din Motiș s-a înregistrat cea mai scăzută prezență, 37,06%. Cehanii au ales astfel. La Camera Deputaților UDMR 1291 de voturi, PSD 568 de voturi, PNL 506 voturi, USR 79 de voturi, PMP 73 de voturi, PRU 66 de voturi, ALDE 62 de voturi. La Senat UDMR 1299 de voturi, PSD 587 de voturi, PNL 514 voturi, USR 71 de voturi, ALDE 68 de voturi, PRU 67 de voturi, PMP 51 de voturi. De remarcat că UDMR a câștigat detașat față de următorii competitori. PSD și PNL au obținut scor semnificativ apropiat, în vreme ce restul partidelor au obținut sub 100 de voturi.